Industria auto se află într-un progres continuu. Mașinile devenind cu timpul mai sigure, mai eficiente, mai rapide și mai tehnologizate. Însă dacă este o ramură a acestei industrii care poate să contrazică această afirmație, desigur aceasta ar fi designul. Dacă ești pasionat auto, imposibil să nu fii auzit de Pininfarina, casa auto italiană de design, responsabilă de atâtea și atâtea opere de artă pe patru roți. Însă astăzi vorbim despre unul din oamenii cheie acestei companii și fără îndoială unul dintre cei mai buni designeri a acelei ere, Sergio Pininfarina. Sergio Farina a fost fiul lui Battista Farina, poreclit Pininfarina. Acesta s-a născut pe 8 septembrie 1926 și de tânăr a lucrat la Società Anonima Carrozzeria Pininfarina, compania tatălui său. Acesta a supervizat designul unul dintre cele mai emblematice modele italiene, în special cele care purtau emblema căluțului cabrat. Nu cred că poate uita nimeni modele precum Ferrari 250 GTO, Testarossa și Dino. De fapt, dacă stau un pic pe gânduri, singurele două modele Ferrari de stradă care nu au fost desenate de casa italiană Pininfarina au fost 308 Dino 308 GT4 și supercarul hibrid la Ferrari. Mai devreme am spus despre Sergio că a fost și designer auto. Ei, talentul acesta poate fi observat în modele precum Peugeot 406 Coupé, Lancia Thema, Maserati Quattroporte, generația A5, Ferrari 328, Ferrari 360 Modena și F40, considerat de mulți cel mai important Ferrari din istorie și ultimul care a primit unda verde a lui Il Commendatore. Enzo Ferrari. La 4 ani, după ce numele său de familie a fost schimbat din Farina în Pininfarina prin decret prezidențial, Sergio l-a convins pe Enzo Ferrari să folosească configurația cu motor median pe modelele sale de stradă. Arhitectură care astăzi se găsește pe orice model ce se respectă, de la Porsche Cayman la Bugatti Veyron. Prima astfel de mașină construită a fost Ferrari Dino Berlinetta Speciale, numită astfel în memoria lui Dino Ferrari, unul dintre fiii lui Enzo, tragic decedat în 1956 la doar 24 de ani. Succesul companiei Pininfarina s-a datorat în special modului în care Sergio tempera orgolile marilor designeri ce lucrau sub el. Asta pentru că aceștia aveau uneori idei prea complicate pentru a fi puse în practică. Mai mult, ideea lui de a construi fabrici în care clienții companiei precum Volvo, Mitsubishi, Peugeot sau practic oricine dorea își puteau construi modelele, a propulsat Pininfarina către noi culme ale succesului, evoluând de la o simplă casă de design la un adevărat constructor auto. Nu putem încheia o poveste despre Pininfarina fără a enumera câteva dintre creațiile casei italiene în perioada cât Sergio se afla la cârma ei. Alfa Romeo Giulia, Fiat 124 Spider, Lancia Fulvia Coupé, MGB GT, Ferrari 365 GT4 Daytona, Peugeot 205, chiar și Deul Aceti, Alfa Romeo GTV și Opel Omega, fiind doar vârful icebergului. Sergio Ferrari s-a stins în data de 3 iulie 2012 în Torino, la vârsta de 85 de ani. El va rămâne în istorie drept unul dintre oamenii care a conturat industria auto italiană, dar și drept un designer desăvârșit. În memoria sa,
Ferrari și Pininfarina au creat modelul Ferrari Sergio, o decapotabilă absolut superbă construită pe platforma de Ferrari 458 Spider, produsă în doar 6 unități și vândută unor clienți aleși pe sprânceană. Grazie Sergio, grazie di tutto!